Consilierul local municipal Irinel Cârstea va candida pentru un nou mandat de consilier din partea Partidului Național Liberal. La alegerile din 9 iunie, candidez pentru un nou mandat în Consiliul Local Buzău din partea Partidului Național Liberal. Pe parcursul mandatului pe care îl voi încheia în septembrie, am reușit să depun mai multe proiecte și numeroase amendamente menite să îmbunătățească viața comunității noastre. Din păcate, majoritatea ideilor și proiectelor nu au trecut de votul actualei majorități, nu pentru că nu ar fi fost bune, ci doar pentru că aceștia dețin majoritatea și pot. Din păcate, în acest mandat, sănătatea democrației a fost grav afectată deoarece un singur partid deține majoritatea absolută. Este esențial să avem o diversitate de opinii și soluții pentru a putea lua cele mai bune decizii pentru comunitatea noastră. Nu de puține ori ați văzut cum actuala majoritate sau echipa de vot sincron, cum li se mai spune, a respins idei bune pentru comunitate sau a aprobat proiecte păguboase pentru bugetul local, a transmis Irina Crstea.